O vacă a fost ucisă de un urs în zona Dâlja, cu Nedoara, la doar câțiva kilometri de centrul municipiului Petroșani. O comisie de specialiști s-a deplasat de urgență în zonă pentru a verifica și a decide măsurile care se impun. Proprietarul bovinei s-a prezentat la primăria Petroșan pentru a reclama faptul că un urs i-a atacat o vacă. Bovina era în Saivan, acolo unde omul își ține animalele. O comisie formată din reprezentanții gărzii forestiere ai Asociației de Vânătoare Băniceana, care are în administrare fondul de vânătoare, care include și zona Dâlja, dar și reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara și ai primăriei Petroșani, se va deplasa în Dâlja. Aceștia vor dispune măsurile care se impun pentru a preveni alte atacuri, dar de ei depinde și despăgubirea proprietarului lăsat de urs fără o vacă. În ultima perioada au fost mai multe atacuri ale animalelor sălbatice rămase fără habitat ca urmare a defrișărilor, dar și fără mâncare.